Ne puteți răspunde calm. Dacă dumneavoastră vi se par în regulă aceste 13 milioane de euro prime de vacanță? Deci dacă va trebui să socotesc 13 milioane de euro la 33.000 de angajați, cât înseamnă? Și sigur că dacă înseamnă un salariu pus față de altul care n-are, înseamnă mult. Dar trebuie să privim că sunt 33.000 de angajați. Bun, am înțeles. Din, ca principiu, dumneavoastră fiind cenzorul guvernului, cel care aduce vestea proastă în guvern și ne spune, dacă îmi dați voie, încă o dată să termină întrebarea, e minunat. Cheltuielile din sectorul public în continuare sunt mari și trebuie să le ajustăm. Bun, dumneavoastră sunteți cel care vorbește de ajustări. Ați ieșit în seara asta la televizor și ați anunțat măsuri de criză, acea amânare de plata a impozitului. Dumneavoastră sunteți cel care știe cel mai bine în ce groapă suntem, dacă suntem. Și de fiecare dată ne spuneți că suntem în groapă. Cu atât mai mult, dumneavoastră, vi se pare în regulă că există aceste prime de vacanță? 13 milioane de euro? Prime de vacanță nu le localizați numai la mine. În continuare, vă cer un răspuns simplu, iar dumneavoastră insistați să găsiți scuze și este un dialog al absurdilor. Asumați-vă măcar că vi se pare în regulă. Nu mi se pare corect. Deci a pus această întrebare, vă răspund, nu mi se pare corect. Nu vi se pare corect. Dar dumneavoastră a semnat. Doamna, eu nu pot chiar în calitate de ministru să încalc niște legi în vigoare. Dumneavoastră aveți pixul în mână, domnule ministru. Dumneavoastră semnați bugetul. E mai nu vi se pare în regulă de a semna, doamna, dar de doamna, ce? Doamna, haideți să discutăm. Problema cu semnatul bugetului, eu vreau să spun singur. Vă rog, nu ne faceți teoria semnăturii pe buget. Acest buget a fost aprobat, acest buget a fost aprobat în Parlament. Dumneavoastră știți de el de vreo 3-4 luni de zile. L-ați avut la dispoziție. Da, el mai avem surprize să mai aflăm și lucruri suplimentare din când în când. Da. Explicați-mi și mie, vă rog, cum un ministru semnează un buget în care nu crede sau care nu îi se pare în regulă, mai ales pe ministerul lui. Explicați-mi și mie, a spus că nu vi se pare în regulă că există aceste prime de vacanță. Explicați-mi, vă rog, de ce l-ați semnat. Păi l-am semnat pentru un singur lucru, doamnă. Există prevederi legale pe care noi nu le putem modifica fără acordul partenerilor. Dar nici n-am văzut să faceți vreo încercare, dacă nu vă spun. Păi îmi pare foarte rău, doamna Oana Dobre. Dumneavoastră ați uitat că luni de zile am avut atât de multe discuții referitor la tăierea unor sporuri și câte presiuni au fost făcute. Exact, sporuri, nu prime de vacanță. Aduceți aminte. Sporuri, nu prime de vacanță. Am vrut să le tem, dar erau niște drepturi care erau câștigate de salariați. Dacă mă întrebați categoric... Câte încercări de renegociere a primelor de vacanță sunt, domnule? Numai că aceste măsuri le putem lua de fiecare dată singur. Domnul ministru, câte încercări de renegociere a primelor de vacanță ați făcut? Păi în perioada elaborării bugetului vreau să vă spun că una dintre măsurile care a fost propuse se referea la plata orilor suplimentare și la primele de vacanță. Domnul ministru, vorbim de prime de vacanță. Dar văd că vorbim...